Curate Sfinte, curate milostive Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, care nu ești moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce-au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor. Ci pun mâna mea cea puternică și tare, ce se află în Sfânta Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin peste capul robilor tăi aceștia și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu țin minte rău. Dumnezeule Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău, Natan, ai întâlnit iertare lui David, care s-a căit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință lui Manase, însuți, pe robii tăi aceștia și pe robii tăi care s-au pomenit și care se căiesc de greșirile lor, primește-i cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșirile. Că Tu ești Dumnezeu nostru, care ai poruncit să ne dăm de 72 de 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta și ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu urmea, în vecii vecilor.